Vă arătăm acum ce reușește să facă o cățelușă din comuna Livezeni, de lângă Târgu Mureș. Ea adună gunoaiele de pe stradă și îi ajută astfel pe angajații companiei de salubritate să păstreze curățenia în localitate. Ia și de la câine, ia de la câine gunoi. Numele ei este Sally, este din rasa Golden Retriever, are 7 ani și, așa cum se vede și în imagini, adună hârtiile de prin cartier. Apoi, ea așteaptă cu minte în fața mașinii de salubritate până când cineva îi ia din gură gunoaiele. Am văzut cum am ajuns cu mașina acolo, a ieșit cățelul, avea în gură gunoiul. Deci aducea până la mașină, în spate, la băieți și aștepta ca să ia cineva. Păi, se vede că e învățat de acasă. Aha. Mulți nu fac așa ceva ce face cățelul ăla. Întotdeauna aduce ceva în gură. Vecinii din cartier sunt impresionați de gestul cățelului, despre care cei mai mulți cred că a fost învățat de stăpâni să îl facă. Aceștia povestesc că Sally este extrem de blândă și prietenoasă cu toată lumea. Eu multe ori îl întâlnesc aici cu el, mângâie așa, n-are nimic și îți dau baton de asta de câine și nici de asta nu e. Nu cred că e o chestie înăscută, e învățată probabil de la stăpâni sau pentru că prind foarte repede și aplică ceea ce învață. Interesant este că ajunge un câine să dea exemplu ce ar trebui să facă niște oameni în toată firea, nu? Și el are simțul ăsta curățeniei și alții nu-l au, din păcate. Da, e o cățelușă simpatică, e o cățelușă jucăușă, foarte sociabilă.